pastila de fizică. Conservarea energiei mecanice. Energia mecanică a unui corp poate fi energie cinetică, energie potențială gravitațională, energie potențială elastică. Energia mecanică a unui corp este egală cu suma energiei cinetice și energiei potențiale. Când aceasta rămâne constantă, energia mecanică se conservă și se consideră fregările neglijabile. Vom vedea în cele ce urmează câteva exemple în care energia potențială se transformă în energie cinetică și invers. Atunci când un corp se află la înălțimea h, acesta are energie potențială mgh. În timpul căderii, energia potențială gravitațională scade până la zero, atunci când ajunge pe sol. În același timp, energia cinetică a corpului crește de la zero, cât este inițial, până la valoarea maximă, atunci când ajunge pe sol. Are loc o transformare a energiei potențiale gravitaționale în energie cinetică și, deoarece fregările sunt neglijabile, energia potențială inițială și energia cinetică finală sunt egale. Atunci când un corp este aruncat pe verticală în sus, acesta are energie cinetică inv 0 pătrat pe 2. Energia cinetică scade până la zero, atunci când corpul ajunge la înălțimea maximă. În același timp, energia potențială gravitațională a corpului crește de la zero, cât este inițial, până la valoarea maximă mgh maxim. Are loc o transformare a energiei cinetice inițiale în energie potențială gravitațională. Deoarece fregările sunt neglijabile, energia cinetică inițială și energia potențială finală sunt egale. Prin întinderea corzii unui arc în interiorul acesteia se stochează o energie potențială elastică. Când se eliberează coarda săgeată, se pune în mișcare, are deci energie cinetică. Are loc o transformare a energiei potențiale elastice în energie cinetică. Când fregările sunt neglijabile, energia potențială elastică stocată în coardă este egală cu energia cinetică a săgeții. Poți face și tu un experiment ca acesta în laboratorul virtual gratuit al Universității Boulder, Colorado. Aici poți să vezi cum se modifică energia cinetică și energia potențială gravitațională în timpul mișcării. Energia mecanică rămâne constantă în tot acest timp. Energia mecanică este suma dintre energia cinetică și energia potențială. Dacă această sumă rămâne constantă, energia mecanică se conservă, fregările fiind neglijabile. Energia cinetică se poate transforma în energie potențială gravitațională și invers. Energia potențială elastică se poate transforma în energie cinetică și invers.